Salutare, dragilor! Sunt Elena și vă mulțumesc tuturor pentru susținere și apreciere. În episodul de astăzi vreau să vă prezint un nou subiect interesant. Dovezi în probarea existenței hangarului 18. Rămâneți cu noi! Prin deceniul al VII-lea, Barry Goldwater, senator republican de Arizona și un general în rezervă din forțele aeriene ale Statelor Unite, l-au solicitat pe generalul Curtis LeMay să le acorde o favoare. Ei i-au cerut să le înleznească accesul într-o încăpere de la baza aviatică Wright-Patterson, de lângă Dayton, Ohio, unde, după cum auziseră, ar fi fost păstrate resturile unui OZN și ale celor care se aflau în el. După mulți ani de zile, senatorul își depăna amintirile ziarului The New Yorker, spunând: "Generalul LeMay ne-a trimis la dracu și ne-a zis: nu numai că nu poți pătrunde acolo, dar nici să nu mai pomenești vreodată de chestiunea asta." La numai câteva zile după inaugurarea erei OZN-urilor, la începutul verii anului 1947, presa mondială publica știrea că reprezentanții forțelor aeriene recuperaseră rămășițele unui disc zburător care se zdrobise la Lincoln, un ținut îndepărtat din New Mexico. În câteva ore, oficialitățile de la cartierul general al armatei a 8-a din Fort Worth, Texas, lansau prin telegraf o corectură, în cadrul căreia se afirma că, datorită unei nedorite erori, rămășițele unui balon meteorologic au fost luate drept ceva extraordinar. Între timp se spune că rămășițele au fost transportate la aerobaza Wright, numită ulterior BFA Wright-Patterson, de la Dayton, Ohio. Această identificare, care de acum este știut că nu era adevărată, a fost unanim acceptată, iar povestea a fost repede dată uitării. Episodul a supraviețuit doar ca o notiță la subsolul istoriei OZN-urilor până spre finele deceniului al VIII-lea, când ozenologii au început să scormonească problema, cercetările continuând până în zilele noastre. Până în 1992 au fost publicate deja 4 volume despre incidentul de la Roswell, numit astfel deoarece operațiunile de recuperare au fost efectuate de echipele de la baza aviatică Roswell din New Mexico. Potrivit unor informații, echipele ar fi descoperit trupurile cu piele cenușie a 4 ființe umanoide la 2 mile depărtare de principalul punct al accidentului. Se spune că autoritățile i-au pus pe toți aceia care luaseră cunoștință de cele întâmplate, civili sau militari, să jure că vor păstra taina. După zeci de ani, investigatorii s-au întâlnit cu participanții la acest episod, care însă continuau să nu spună ceea ce cunoșteau. Cu toate acestea, după 1990, mai mulți ozenologi, printre care William Moore, Stanton Friedman, Kevin Randall și Don Schmidt, obținuseră declarațiile mai multor sute de martori, de la fermieri locali până la generali de aviație, reconstituind pe baza lor cu meticulozitate o serie complexă de evenimente. În prezent, incidentul de la Roswell este unul din cele mai bine documentate cazuri din istoria OZN-urilor. Până în momentul când investigațiile întreprinse au smuls din obscuritate incidentul de la Roswell, chiar și cercetătorii care erau convinși că OZN-urile sunt aeronave extraterestre și care bănuiau că și guvernul american cunoștea lucrul acesta, erau foarte sceptici față de zvonurile despre omuleții din borcanele de murături. Asemenea povești s-au făcut de timpuriu auzite, unele din ele inspirându-se de bună seamă din incidentul de la Roswell. Însă ozenologii, dintre care doar unii puneau la îndoială versiunea oficială, cunoșteau prea puține lucruri despre acest caz. De aceea ei presupuneau că poveștile reprezentau doar variațiuni pe tema unor mărturii fabricate, ca de pildă acelea conținute în celebrul volum intitulat În spatele farfuriilor zburătoare, publicat în 1950 de Frank Scully.
încăperea tainică în care se adăpostesc OZN-uri, hangarul 18. În pofida îndoielilor manifestate de ozenologi, zvonurile au continuat să circule. Potrivit folclorului urban din epoca OZN-urilor, una sau mai multe aeronave extraterestre s-ar fi zdrobit la sol în ținuturile din sud-vest. Se presupune că personalul militar a transferat resturile aeronavelor și trupurile culese la baza aeriană de la Wright-Patterson. În câteva cazuri, persoane răzlețe au afirmat că văzuseră cu ochii lor dovada, fie că participaseră la acțiunile de recuperare la fața locului, fie că aflaseră întâmplător în cursul efectuării misiunii secrete într-o încăpere tainică de la Wright-Patterson. La un moment dat s-a menționat hangarul 18 sau camera albastră în legătură cu locul în cauză. Dar nu este clar dacă aceste nume au fost evocate în timpul declarației făcute de cineva care pretindea că a fost martor ocular sau dacă au apărut pe parcurs, așa cum se întâmplă când o poveste circulă pe cale orală. Un film științifico-fantastic din 1980, regizat de James Conway și avându-i ca interpreți pe Darren McGavin și Robert Vaughan, a dramatizat episodul. Ca urmare, toți americanii au luat cunoștință de titlul filmului, Hangarul 18. În orice caz, autoritățile forțelor aeriene au negat cu consecvență existența hangarului. Dovezi improbarea existenței hangarului 18. Prin anii 70, cunoscutul ozenolog Leonard Stringfield s-a desprins din rândurile colegilor sceptici și a început să caute activ dovezi despre prăbușirea vreunei aeronave, precum și despre hangarul 18, publicând apoi o serie de articole monografice. Cele mai interesante au fost articolele care se întemeiau pe declarațiile făcute de surse de primă mână. Iată câteva exemple. Umanoidul din lăzi. Un fost pilot al armatei a afirmat că într-o zi din anul 1953 se afla într-un hangar din Wright-Patterson când a sosit un DC-7 ce transporta 5 lăzi. El a fost de față când 3 lăzi au fost deschise. Fiecare ladă conținea trupul unui mic umanoid așezat pe o pânză întinsă pe bucăți de gheață. Înalte de 4 picioare, făpturile aveau capetele lipsite de păr, gura mică, iar trupurile subțiri păreau la lumina din hangar de culoare cafenie. Purtau veșminte ușoare mulate pe corp, iar 2 umflături pe pieptul unuia dintre cadavre sugera că era femeie. Pilotul a declarat că membrii echipajului avionului îl informaseră despre prăbușirea unei farfurii zburătoare în deșertul Arizona, afirmând totodată că unul din umanoizi încă trăia când a sosit echipa de recuperare, dar eforturile de a-l salva au fost zadarnice. Stringfield spunea: "Omul mi-a făcut impresia unei persoane sincere, de caracter și echilibrate." 9 extraterestri din bază. Un ofițer de informații rezervist afirma că în 1966, pe când se afla la Wright-Patterson, a văzut trupurile a 9 extraterestri păstrate într-un loc din bază păzit cu strășnicie. Trupurile măsurau 4 picioare și aveau pielea cenușie. I s-a spus că acolo se găseau 30 de asemenea trupuri împreună cu sfărâmăturile unei aeronave spațiale. El a spus, începând din 1948, informații secrete despre activitatea OZN-urilor în care era implicată Armata Statelor Unite erau colectate la un centru de computere de la baza forțelor aeriene Wright-Patterson. La baza aceasta se află un super dosar computerizat, dublat cu alte dosare secrete de sprijin suplimentar, păstrate la alte instalații militare. Sursa a pretins că se afla în incinta bazei când a sosit senatorul Goldwater și când generalul LeMay i-a interzis accesul în zona de depozitare a rămășițelor OZN-ului. Refuzul a provocat multe emoții la bază, a spus pilotul.
O altă sursă, un pilot militar în rezervă, i-a spus lui Stringfield că în 1952, în timp ce participa la o întrunire secretă la nivel înalt, convocată la Wright-Patterson, a văzut trupul congelat al unui extraterestru într-o încăpere subterană. Măsura 4 picioare, capul îi era lipsit de păr și avea brațe lungi. Între timp a aflat că parte din materialele aparținând OZN-ului au fost în cele din urmă transferate la complexul subteran al forțelor aeriene de la Colorado Springs din statul Colorado. Cum arată un extraterestru? Unul din cei mai de seamă informatori al lui Stringfield a fost un medic de la un spital important. Medicul susținea că a efectuat autopsia unui extraterestru pe când se afla încă în serviciu militar la începutul anilor 50. Într-o declarație pregătită în iulie 1979 pentru Stringfield, el spunea: "Făptura pe care am văzut-o măsura 4 picioare și 3 inci în lungime. Nu mi-amintesc ce greutate avea, e mult de atunci și în notițele mele nu am menționat amănuntul acesta. Îmi amintesc lungimea pentru că s-a ivit o neînțelegere între noi și fiecare a măsurat la rândul lui. Capul făpturii era în formă de pară și supradimensionat în raport cu trupul după standardele umane. Ochii aveau aspect mongoloid. Colțurile ochilor se înălțau spre tâmple cu o înclinație de 10 grade. Ochii erau scufundați în orbite. Pleoapele nu păreau să aibă gene, ci doar o încrețitură. Nasul era de fapt un fel de cută deasupra orificiilor nazale. Gura părea o tăietură încrețită. Nu avea buze ca oamenii, ci doar o crestătură care dădea în cavitatea bucală adâncă de aproximativ 2 inci. O membrană în fundul cavității o separa de ceea ce trebuia să fie tubul digestiv. Limba părea să se fie atrofiat, transformându-se într-o simplă membrană. Nu au fost observați dinți. Radiografia a relevat maxilarul și mandibula, precum și structura osoasă a craniului. Nu avea ureche exterioară, organele auditive semănau cu canalele auzului nostru mediu și intern. Capul nu era acoperit de păr, pielea avea culoarea cenușie și era mobilă când o apucai cu degetele. Stringfield a căpătat informații și de la alți medici care în general au descris cam în același mod trăsăturile fizice ale extraterestrilor. Credibilitatea în relatările făcute de Stringfield este însă diminuată de politica acestuia de a menține anonimatul asupra persoanelor care i-au furnizat informațiile. Nimeni nu pune la îndoială onestitatea lui Stringfield, dar nu există posibilitatea de a verifica în mod independent informațiile oferite de sursele sale. Mai mult decât simple zvonuri, există alte cazuri când sursele sunt cunoscute, iar relatările lor nu diferă de acelea menționate înainte. Norma Gardner a lucrat mai mulți ani la Wright-Patterson. Statutul ei de persoană de înaltă securitate îi permitea să aibă acces la materiale de mare sensibilitate, inclusiv după cum a destăinuit unui tânăr prieten, Charles Wilhelm, adept entuziast al OZN-urilor, la rămășițele recuperate de la OZN-uri. Ea era responsabilă cu trierea, fotografierea și catalogarea lor. Odată, a spus ea, a văzut două trupuri de umanoizi în timp ce erau transferate dintr-o încăpere în alta. Aveau aspectul general uman, cu cap mare și ochi oblici. Ea i-a mărturisit lui Wilhelm că îi furniza această informație doar pentru că avea să moară de cancer, iar odată în mormânt, unchiul Sam nu îmi poate face nimic, spunea ea. Două surse de informații bine plasate au spus că nu au văzut rămășițele de la epave sau trupuri la Wright-Patterson, dar au afirmat că aveau cunoștință de existența lor. Unul din aceștia a fost Robert Sarbacher, fizician ce funcționa la finele anilor 40 și începutul anilor 50 în calitate de consultant la Comisia de Cercetare și Dezvoltare a Departamentului Apărării.
La 15 septembrie 1950, în cursul unei întâlniri cu un grup guvernamental de savanți și ingineri canadieni, Sarbacher a fost întrebat dacă erau adevărate zvonurile care afirmau că guvernul Statelor Unite deținea rămășițe ale unor OZN-uri. El a răspuns da și a adăugat: noi nu am izbutit să le egalăm performanțele. Tot ce știm e că nu i-am ajuns din urmă și este cert că originea lor nu este terestră. Caracterul secret al acestui subiect depășește cu 2 puncte pe acela al bombei H. Nu a vrut să spună mai mult, precizând doar că a fost instituit un proiect strict secret pentru cercetarea materialelor. O sursă și mai importantă este ofițerul de aviație în rezervă Arthur Exon, care a depus mărturie în sensul că în iulie 1947, când funcționa cu gradul de locotenent colonel la aeroportul Wright, au fost aduse de la cartierul general al armatei a 8-a resturile unei farfurii zburătoare și ocupanții lui pentru a fi analizate în laboratoarele de la bază. Locotenent colonelul Exon le-a spus celor 2 investigatori, Randall și Schmidt, că rămășițele erau foarte subțiri, dar grozav de dure, încât nu puteau fi îndoite nici cu barosul, ceea ce coincide cu declarațiile altor persoane despre aceste materii. Consensul general a fost că ele proveneau din spațiul extraterestru, a spus el, adăugând că trupurile erau în condiții destul de bune. Un comitet ultra-secret a preluat investigarea acestui incident și a altora legate de OZN-uri. Este limpede că asemenea istorii, cele relevate până acum sunt doar câteva din mulțimea de exemple care ar putea fi adăugate, constituie un adevărat mister ce nu poate fi ignorat pur și simplu. Deși nimeni din interior sau exterior nu izbutește să aducă o dovadă în sprijinul afirmațiilor pe care le face, aceste relatări decurg în mod logic din incidentul de la Roswell, care posedă o documentație masivă și a fost intens investigat. Dacă s-ar fi obținut ceva mai mult decât niște vestigii de la vizitatorii extraterestri, lucrul acesta ar fi incitat curiozitatea și ar fi dat loc la noi întrebări. E interesant să vedem în ce direcție va continua să se desfășoare istoria hangarului 18. Dragilor, cam atât pentru astăzi. Eu vă invit să vă alăturați comunității Descoperă Lumea TV România și să deveniți membri oficiali ai canalului. Mai multe detalii găsiți în secțiunea Alătură-te. Vă mulțumesc că m-ați urmărit, mă puteți găsi și pe Instagram, Elena Oprică 1969, și până data viitoare, nu uitați, oriunde, oricând, Descoperă Lumea TV.